Cluburile de noapte, zonele de agrement și parcurile de distracții din capitală își sistează activitatea, iar certificatul COVID-19 obligatoriu în unitățile de alimentare publică. O decizie în acest sens a fost adoptată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Ce alte măsuri au fost instituite de către autorități, aflăm de la colega mea, Gabriela Suleac. Gabriela, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! În plus, centrele de sport și fitness își vor organiza activitatea astfel încât să asigure o suprafață de 7 metri pătrați pentru fiecare vizitator. În ceea ce privește domeniul Horeca, Comisia a decis ca unitățile de alimentație publică să-și desfășoare activitatea în limita 50% din capacitatea localurilor, iar clienții să dețină certificate COVID-19. Mai mult, centrele de creație și activitățile extrașcolare desfășurate în instituțiile primare și secundare vor activa pentru următoarea perioadă de la distanță. De asemenea, vor fi distribuite teste rapide pentru cadrele didactice și personalul auxiliar nevaccinat din grădinițe. Măsura este valabilă până în data de 3 februarie. Activitatea teatrelor, cinematografelor și sălilor de concert va continua cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autorități și cu obligativitatea ca fiecare spectator să prezinte la intrare certificatul de vaccinare. De asemenea, companiile private și cele publice sunt îndemnate, acolo unde e posibil, să-și desfășoare activitatea de muncă de la distanță. Respectiv, purtarea măștilor în spațiile închise, în transportul public, la evenimente, dar și în spațiile aglomerate, rămâne o măsură obligatorie. Gabriela, îți mulțumim.